Tom a zis, Giamăn. unul din cei 12 nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, Ucenicii lui Isus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și a zis: Pace vouă! Apoi a zis lui Toma: A dus degetul încoace și uite-te la mâinile mele și a dus mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo i-a zis Isus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Amin. Lupta cu îndoiala. Acesta e cuvântul pe care îl am pe inimă să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Lupta cu îndoiala. Mă oprește cineva la miez în parc și... În, par în parcare. Nu în parc. It's a big difference. În parcare. Și zice... Frate Dorin zice... Oare noi credem ce zice Domnul? Zic frate, eu vreau să cred că noi credem. Dar zice, oare chiar credem? Știți că așa a fost cuvântul care ne-a dat Domnul, că dacă am fi credincioși, am fi și în acțiune. Amin? 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 Oh Lord, vă uitați la mine de parcă acum mă vedeți prima dată. Nici nu vând cărți și nici nu fac colecte pentru construcție. Să... You will see me again. good. It's a good start. Dar zice, noi nu credem. Uitați-vă, vă rog, că ucenicii atunci, ucenicii lui Isus, au avut probleme cu îndoială, cu necredință. În 2000 de ani mai târziu, cu atât mai mult. Tema aceasta, îndoiele, apare în toate cele patru evanghelii. Matei 28 cu 17, textul citit de fratele Arpi. S-a dus în Galileea pe munte, așa cum le-a spus, așa cum îngerii le-au adus aminte, ei s-au dus acolo, li s-a arătat, dar versetul 17, unii se îndoiau. Ia auzi. Unii se îndoiau. El era acolo, îl vedeau, li s-a arătat și între apostoli, între ucenici, unii se îndoiau. Marcu 16, cu 8. Îngerii au spus femeilor, mergeți, dați de veste. Și Marcu ține să spună, zice, femeile au plecat, erau cuprinse de spaimă, de frică și n-au spus nimănui nimic de frică. N-au spus nimănui nimic de frică, spune Marco. La întoarcerea lor din, de la, din grădină, de, de, la, de la mormânt, sigur că le-a întâmpinat Isus. Luca 24, 25, când Iisus ia pe cei doi spre Maus, ce le spune? Nepricepuților și zăbavnici cu inima. Ce înseamnă zăbavnic cu inima? Ăsta e un, 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 un arhaism, un cuvânt care nu mai e zăbavnic. Adică, ți-e greu să crezi? Ți-e mai ușor să te îndoiești? Ți-e mai ușor să pui sub semnul întrebării? Poate. Maybe. Iar în Ioan, sigur că celebrul text și celebrul exemplu, cu îndoiala, dacă nu voi vedea, dacă nu voi pune, dacă nu voi atinge, dacă degetul meu, wow, ei se îndoiau. Nu erau supra oameni, nu erau extraterestri, nu erau dotați cu niște abilități extraordinare, niște bieți oameni, Ucenici ai Domnului care au avut de face cu îndoiala. Lupta aceasta cu îndoiala este foarte mare. Până în ziua de astăzi. De ce nu pot oamenii să creadă? Ce probleme au? Cel puțin trei motive am să vi le prezint foarte pe scurt. Nu pot să creadă din cauza suferinței, din cauza nedreptății, din cauza răutății care este în lume too much suffering injustice, Atâta evil, atâta rău în lumea aceasta. Cineva a adus o bătrână de la Turda la Cluj și bătrâna a zis, lasă-mă aici, domnule, în centru. Și a zis, nu, lele, dragă, te duc până în fața porții. Și a dus-o până în someșeni, în fața porții. Și apoi a vrut să-i plătească și domnul care o ducea cu mașina, nu o să vă spun numele pentru un motiv bine stabilit, numele șoferului, pentru că îl cunoaște o Românie întreagă și lele asta nu îl cunoștea. Și a vrut să-i plătească și a zis, nu, domnule, nu, nu, lele, nu trebuie, nu trebuie niciun ban de la dumneavoastră. Și a zis, dar mai sunt oameni de ăștia. Și acum spune așa într-un limbaj din ala ardelenesc. Bătrâna a zis că trebuie zice, tu lai, Domnule, ce s-a străcat lumea asta, că mă mir -mi că mai răsare soarele. Too much evil. Atâta rău, atâta răutate. Dacă Dumnezeu e bun, de ce îngăduie atâta răutate? De ce permite atâtea lucruri? În octombrie am fost în, în Uganda, în Africa, Practic am aterizat în Rwanda și la întoarcere o zi am stat în Rwanda până când seara am avut conexie, am avut zborul înapoi și am mers să vizitez muzeul Holocaustului 20 de ani în urmă, timp de 100 de zile, 3 luni, aprilie, mai, iunie. 1994, doar 20 de ani în urmă. Tribul sunt acolo cel puțin două mari triburi în Rwanda. Tribul Hutu a omorât un milion de tuți, Copii, femei, bătrâni. I-a măcelărit. I-a șters de pe fața Pământului un milion de oameni. Sigur că America s-a uitat, ONU s-a uitat, nimeni nu s-a băgat, nimeni n-a intervenit. Și mulți au zis dacă există Dumnezeu, dacă Dumnezeu e dragoste, de ce a găduit atâta suferință, atâta nedreptate? Și asta se întâmplă, nu vorbim de primul război, de al doilea război, de holocaust, de uh, exterminarea evreilor sau altor neamuri, vorbim acum, nu de mult. Da? Al doilea motiv, din cauza dezamăgirilor a speranțelor spurberate, a așteptărilor care ne-au fost înșelate. Foarte mulți dintre noi trăim cu asemenea așteptări, cu asemenea speranțe și trăim niște dezamăgiri în viață foarte mari, în familie. Our best friend. Cum se poate? Cum se poate ca un Dumnezeu bun să îngăduie asta? Cum se poate ca proprii mei frați să mă vândă? Putea să spună Iosif. M-au vândut proprii mei frați. Mergeam la ei cu mâncare, mergeam la ei cu gânduri bune, m-au luat și m-au aruncat într-o groapă și apoi m-au scos de acolo și m-au vândut. Proprii mei frați. You just fill in the blank, nu? 2010. Right? You can fill in the blank. Poți să pui acolo în paranteză aceea. Câte nuții s-au întâmplat, câte nunii s-au întâmplat, câte nedreptăți, câte, câte dezamăgiri, câte speranțe nu ne-au fost spulberate. Al treilea, din cauza atâta, a, a, la atâta suferință și nedreptate, din cauza dezamăgirilor și din cauza a, acestor așteptări înșelate, omul alunecă foarte ușor în depresie. Dați-mi voie să vă spun ceva. Fratele Lazar, când mi-a spus, vine fratele la dimineață, de 10-15 minute, i-am dat 10-15 minute și el și-a luat cât și-a luat. Și mulți dintre dumneavoastră a zis, nu mai e gata omul ăsta, ce vrea omul ăsta? Nu mai e gata. Vreau să vă fac atenți, n-ați fost cumva atenți la vorbirea dânsului? Cum a rămas în sufletul lui rana aceea de copil mic, Suferința aceea a unui copil îmbrâncit, alungat, dat la o parte, cum își pune amprenta. Dacă citiți cartea Sorei Rodica, veți afla acolo lupta ei cu, cu, cu depresia, lupta ei cu sinuciderea, lupta ei cu, cu, acele, cu acele momente teribil de negre în viață. Da? Și Toma pleacă. O să vedeți imediat că Toma pleacă tocmai din cauza aceasta intră în depresie, intră într-o descurajare atât de, atât de neagră, atât de insuportabilă, încât pleacă. Și o să vedeți ce se întâmplă. În Luca 24, <coughs> versetul 33, ni se spune că au venit cei doi din Emaus și i-au găsit pe cei, cum zice, pe cei 11 și pe ceilalți care erau cu ei, 11. La 11 apostol, când spune 11, unul era deja spânzurat, deci Toma era acolo. Da? Pricepeți? E simplu. Evanghelia nu minte, nu e o greșeală de cifre. Când au venit cei doi și au zis, oh, s-a arătat Domnului Simon, lui Petru, cu adevărat ce au spus femeile, e vorba de, de femei, dar acum, Petru, avem dovada. Pe păi mergem în Ioan. Și Ioan ne spune, zice, în aceeași seară, în aceeași seară, când erau toți adunați, a venit Isus în mijlocul lor și a suflat peste ei și a zis, pace vouă, și a zis, luați Duh Sfânt. Și apoi Ioan consemnează și zice, oh, by the way, Toma nu era acolo. Să o înseamnă că între mărturia celor de la Emmaus, mărturia ucenicilor mărturia lui Petru, mărturia femeilor, toate mărturiile din, din săptămâna aceea, în sufletul lui Toma s-a iscat această teribilă întrebare și, și, și această umbră care s-a strecurat în sufletul lui și a zis No, this is, this is too much! Se arată femeilor, se arată lui Simon, care s-a lepădat, se arată uh, la ăștia doi de pe, de, de pe drumul Emausului, uh, nu mai suport. Și a plecat. Da? A plecat. Toma iese din încăpere, iese în noapte, iese în întuneric, iese și pleacă și nu trebuia decât să mai stea puțin. Și Iisus vine în mijlocul ucenicilor, le aduce pace, le aduce bucurie, le aduce dovezi și mai mult ca atât, suflă peste ei și spune, luați Duh Sfânt. Și Toma nu este la experiența asta. Cu Toma nu s-a întâmplat ca peste el, peste Toma, să sufle Domnul Duh Sfânt. La așa ceva n-a luat el parte. Vă dați seama, how much are you missing dacă nu vii la biserică? Azi, As, pentru asta n-ați fost pregătiți, așa -i? Ia, cine predică? Au oh, fratele dorim predică. Nici nu mă duc. Nici nu mă duc. Cine știe pe cine mai invită și ala nu se mai poate opri? It's just a, it's just a waste of time. It's just a waste of time. Right? Dar nu ești acolo și vine Domnul și ratezi momentul când suflă Domnul Duhul Sfânt. Că suflă peste adunare. Suflă peste ucenici. Suflă peste copiii lui. Și Toma în depresie pleacă. Yes. Parcă l-aud pe Toma, așa, într-o engleză din asta cu accent românesc. This is too much for me. I cannot handle this anymore. Toți, la toți li se arată, la toți li se descoperă, toți văd îngeri, toți văd vedenii, toți... Eu nu văd nimic. I don't know ce să cred anymore. You know? Este starea aceea când nu te mai simți confortabil în compania Altora și pleci. Simți nevoia să pleci. Ești în no man land. You lost the sense of belonging. Simți că nu mai aparții. Nu te, nu te mai simți confortabil între pocăiți și vrei să mergi în lume. Și nu te mai simți confortabil nici în lume. Că nu mai aparții nici în lume. Umbrii de la o biserică la alta te duci la americani, iar vii la români, iar te super pe români, iar pleci la americani, de la americani iar vezi că nu te bagă nimeni în seamă, iar vii la români, că zici tot așa cum sunt românii de rei, dar îți ai mei și sunt mai buni. Și la un moment dat simți că nu poți nici cum să-ți găsești locul. You got it. Ați înțeles, așa -i? La Jiga, dumneata, <coughs> ai înțeles bine. Dragostea lui Dumnezeu față de cei care nu pot să creadă. Amin? E dragostea lui Dumnezeu față de cei care nu pot să creadă. Love of God for those who struggle to believe. There is such a thing. Domnul știe pe ce drum ești, Domnul știe unde rătăcești, Domnul știe ce zici, Domnul știe cu ce, cu ce întuneric te lupți și cu ce întrebări you wrestle, te iei la trântă. Ob zile mai târziu, Iisus vine între ei. And look how beautiful this is. Look how beautiful it is. Primul lucru care îl spune, care este? Pace vouă. Pace vouă. Asta înseamnă pace și ție, Toma. Am venit să-ți aduc pacea. Nu sunt dușmanul tău, n-am venit să te acuz, n-am venit să te condamn, n-am venit să-ți să, să, să spun gata, am terminat cu tine pentru că n-ai crezut, ne vedem la judecată, gata. Împachetează-ți lucrurile și ai plecat, nu mai faci parte dintre ucenicii mei. Go! I don't need you. Nu. No. El vine și zice, pace, vouă. Pace și ție, Toma. Cel care, you struggle to believe. Cel care găsește atât de greu și are așa mari dificultăți ca să creadă. Cunoaște pe nume, nu-i așa? Nu numai Ioan 10 spune pastorul, își cunoaște oile pe nume și le cheamă pe nume, le cheamă. Și acum vede o oaie din asta rătăcită, o oaie din asta în întuneric și spune, Toma, vin aici, vin aici. I duce dovada de netegăduit, pentru că El este Dumnezeu care știe. Știe gândul tău, știe vorba ta, știe umblarea ta, știe pașii tăi, știe tot spune psalmistul, psalmul 139, înainte ca să-mi iasă cuvântul pe buze, tu, tu-l cunoști. O, tu ești Dumnezeu, tu știi. Dar vrei dovezi? Uite aici. Pentru cel ce vrea să creadă, am o mie de dovezi, însă nu mai am niciuna dacă tu nu vrei să crezi. O, oh, da, Doamne, vreau să cred. Atunci vin aici. Pune degetul. Vin aici. I'll give you proof. Îți dau dovezi. It's not a joke. Credința nu este un salt în, în întuneric, un salt nebun în întuneric, cum spuneau comuniștii și ateiștii despre noi. O crede și nu cerceta. Nu e adevărat. Credința stă pe ceva ferm, real, palpabil. Hristos e viu asta e credința noastră. Hristos a înviat! Am spus odată mai de mult că un comunist din ăsta, un, 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 un uh, uh, activist din ăsta de partid s-a dus de sărbătorile învierii, a zis, mă duc eu pe sate să fac propagandă cu ei. A adunat uh, oamenii din sat la Căminul Cultural, le-a ținut o ședință din aceea despre comunism, despre ateism, despre cât de important este să creadă în ei și nu în nimic altceva? Să nu creadă că toate zbasme, Hristos și toate alea și învierea și... Și la urmă să scoală un bătrân cu cușman în mână și spune așa pe graiul lui de țară, zice, domnișor dragă, ai gătat? Îmi dai voie să zic și eu ceva. Și se întoarce spre sală și spune numai atâta. Hristos a înviat. Și toată sala a zis adevărat că a înviat. Nu a zice, Domnule, du-te de unde ai venit. Vine la tine și îți dă dovezi, îți dă dovezi. Pe asta se bazează mărturia noastră. Noi nu botezăm niciun om, nici o soră, niciun frate, niciun tânăr, niciun bătrân, nu-l ducem la apa botezului până când spune cum s-a întâlnit cu Domnul. Întâlnirea lui cu Domnul. Nu că l-a crescut cineva toată viața, nu știu unde și că a fost toată viața. Nu, 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 întâlnirea lui cu Dumnezeu. Cum a fost întâlnirea lui cu Dumnezeu? Trebuie, chiar dacă nu e spectaculoasă, chiar dacă nu e nu știu ce, cu, cu îngeri care vin pe nu știu ce scară, urcă sau coboară sau ce alte lucruri se întâmplă, dar o întâlnire cu Domnul. Am avut fiecare. Amin? Amin. Am avut? O, oh, sunt sigur că am avut. Și dacă fiecare de aici ar trebui să mărturisească frumos, ar spune, cum a fost întâlnirea lor cu Domnul? Când Domnul le-a venit înainte, Domnul le-a venit pe cale, Domnul le-a venit în întunericul lor, în întrebările lor, în frământările lor. Acolo a venit Domnul. Și le-a spus, eu sunt. Eu sunt om, vin aici, pune degetul. Pune degetul. Și ultimul lucru. Ce observăm în textul nostru foarte frumos, este că Domnul Iisus nu neapărat spune ca o mustrare lui Toma. Știi, Toma, fi credincios, nu necredincios. Ce este ascuns aici este altceva. Este o invitație, cum spunea fratele Arpe, așa frumos a enumerat câțiva dintre ucenici care au fost reabilitați. La fel a fost reabilitat și Toma, când i-a spus, Toma, vreau să fiu ucenicul meu. Vreau să fii în prezența mea, vreau să fii stabil, vreau să fii credincios, vreau să fii întemeiat, vreau să fii plin de pace, vreau să fii plin de credință, vreau să fii plin de bucurie. Vino aici și fii credincios, rămâi credincios. Practic a fost o renoire a chemării lui, o renoire a uceniciei lui. Vreau să fii cu mine, vreau să fii al meu. Doamne, eu? Cu îndoielile mele? Cu întrebările mele, cu, cu, cu fuga mea, cu atâta necredință câtă mă copleșește. E posibil, Doamne, ca să ai nevoie de mine? Tocmai de mine? Așa ceva este amazing. Și știți ce spune Domnul? Așa ceva se numește într-un singur cuvânt. Știți cum? Știți cum? grace. Grace. Se numește Harul lui Dumnezeu. Cum a spus la Crezi? Zice, da, Doamne, cred, dar mai am un procent foarte mare care se numește necredință. Ajută necredințe mele. Ajută-mă să dilui cu partea asta, cu, cu, cu grămada asta de întrebări, cu, cu, cu neajunsul ăsta care e în mine, care încolțește în mine și mă îndoiesc E ca și cântarea aceea a, a janseniștilor de pe vremuri din, din Arat care cântau E viermele ce roade la rădăcina ta, dușmanul tău de moarte numit? Petrișor, cum e? Deznădejde, așa. Ne ridicăm cu toții în prezența Domnului. Doamne, haideți să-i spunem Domnului Venim la tine cu îndoielile noastre, venim la tine cu necredința noastră, venim la tine cu slăbiciunile noastre, venim, Doamne, și vrem să spunem ca și Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Vrem să renoim legământul, vrem să renoim dedicarea, vrem, Doamne, să nu mai fim din aceia care dispărem în noapte, care plecăm când nu mai pricepem. Vrem să stăm acolo chiar dacă nu pricepem, că tu vii. Tu vii, chiar dacă întârzii, dar vii. Vii și ne chem pe nume. Vii și ne cunoști durerea, ne cunoști întrebarea, ne cunoști suferința, ne cunoști necredința, ne cunoști toate și ne chem și ne lași să punem degetul acolo ca să fim credincioși, ca să ne faci mai puternici, ca să ne faci mai, mai vii, ca să ne faci mai plin de pace, să ne faci mai plin de Duhul Sfânt, să ne faci mai plin de Tine, Doamne! Haideți să ne rugăm în felul acesta și să-i spunem Domnului, Doamne, acum la învierea aceasta, la praznicul acesta al învierii, vindecă-mă de toate îndoielile mele. M-au rănit alții și am zis, cum se poate, Doamne, că sunt rănit și nu-mi revin. Domnul e mai mare decât durerea Ta. Domnul e mai mare decât rana Ta. Domnul e mai mare decât dezamăgirea Ta lasă învierea Domnului să te vindece. Lasă învierea Domnului să te atingă. Lasă învierea Domnului să te ridice. Lasă învierea Domnului să-ți dea har din nou și aripi de credință. Ce spune ca Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Ne rugăm cu toții.